să-ți dau ceva bun. O să dau ceva foarte basic, Jerry. Ho-ho-ho. Deci în ea să-l hrinez, o jur la de picant, ea. Yo, neața, salutare fraților, sunt Marius Nicolae, bine ați venit la un nou vlog. Fraților, mi-am venit o idee foarte genială. Astăzi mi-este foarte foame, eu de obicei mănânc cam 3 mese pe zi. Și astăzi am zis să facem ceva așa mai ciudat din punct de vedere al meselor. Și anume să las youtuberii timp de 24 de ore să decidă ceea ce trebuie ca eu să mănânc timp de o zi. Adică timp de 24 de ore. Așa că acum este ora 12, m-am trezit ca porcul la ora 11:30. Cred că se vede la ochi. Da, nu recomand trezitul ăsta, nu e foarte sănătos, m-am culcat și foarte târziu și de-abia pot să vorbesc. Dar haideți să sunăm pe... pe cine să sunăm? Îl sunăm pe Vlad Munteanu să vedem ce masă ne va da el acum, prima masă. Nici nu știu dacă s-o consideră că ar fi mic dejun, deoarece este ora 12. Hai să vedem ce masă ne va da domnul Vlad Munteanu, să îl sunăm acum pe FaceTime. Sper doar să-mi dea ceva bun, pentru că mi-este o foame, m-am trezit cu o foame de urs. Cina, sper să nu îmi dea ceva super ciudat sau ceva să mănânc gen foarte, foarte puțin, pentru că mi-e foame. Cum v-am spus, eu trebuie să respect în tocmai ce îmi dau ei să mănânc timp de 24 de ore. Da, deci da, fraților, dar înainte să înceapă acest vlog, nu uitați să bubuiți butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri. Ar fi genial dacă îmi strânge 10.000 de like-uri, așa că pentru asta bubuiți butonul de like. Și de asemenea, nu uitați să vă abonați, dar ziceam ca scop ca până la finalul anului să fac 350.000 de abonați, ar fi un vis devenit realitate. Și de asemenea, să apăsați pe clopoțel, pentru că na, cum bine știți, acela este butonul adevărat de subscribe, deoarece voi trebuie să primiți notificări de fiecare dată când eu postez un clip nou. Și de asemenea, follow pe Instagram la imm.ariussn și Sandrei, soră mi, la sandra236. Așa, nu dat. Și de asemenea, lăsați în comentarii voi ce mâncare ciudată mi-a sidat să mănânc timp de 24 de ore. Cel mai mișto comentariu, cea mai ciudată mâncare ajunge sus la primele comentarii. Și de asemenea, toate comentariile primesc inimioare și răspuns, așa cum v-am obișnuit pe toți. Așa, este nou așa în premieră pe canal. Dacă vreți să oferiți o susținere suplimentară acestui canal, puteți apăsa pe butonul de join, unde puteți avea parte de chestii, lucruri mișto în exclusivitate dacă deveniți membrii canalului. Ia să vedem. Ia. Mie să nu-l trezesc, mie că doarme. Oh, salutare, Vere, ce faci? Ce surpriză! Bine, bro, m-am trezit. Te-ai trezit? Bă, la fel și eu acum, la ora asta, m-am trezit ca porcul, Vere, la 11:30. Bă, Vere, fii de ce te-am sunat. Fac o chestie, gen YouTuber, îmi dau să mănânc ceea ce... Nu, ce trebuie să mănânc timp de 24 de ore și am zis să fii tu primul care îmi dă o mâncare. Deci îți încep ziua cu mâncarea asta. Păi da, gen... Salutare, salutare, Cristi. Așa, bă, de fapt stai. Shaorma? Bă, nu-mi da shaorma, pentru că nu știu dacă, gen, e deschisă vreo shaormerie aici în Craiova cu carantina asta. Nu știu, dăm ceva, nu știu, dăm o chestie ciudată, interesantă, dar gen să nu vină rău, adică totuși e prima masă, știi? Bă, o să dau ceva foarte basic, gen, e de la Mac, dar bun. Am auzit ca un sandwich mai ciudat. Așa. Era un Mac quadruplu, du-te și cere-l. Un de pui sau de vită? De ce vrea inimioara ta? Bine, Vere, deci să înțeleg un genul hamburger quadruplu, nu? Da, ăla-i. Vreau să te întreb și pe tine. Bă, cât de cât la voi? La noi e vară. 30 de grade. Bă, știi câte grade? Ia, stai puțin să văd câte grade la noi. Bă, 27 de grade, ești nebun. Adică fie ca idee, eu am început acum să pur numai numai mânecă scurtă, pantalon scurt, știi că mor de cald, efectiv. Da. Bă, uite, și eu tot la fel, tot în pantalon scurt sunt. Ce zici? Mă bucur că m-ai sunat. Da, bine, uite, așa ai fost primul, știi, care începe acest joc. Deci, ok, deci un sandwich quadruplu, adică 4 felii de carne, ok? Da, ăla e. Aha, bine, Vere, hai, te-am pupat, mersi mult. Te-am pupat, pa. Te pup. Hai, ne auzim când mai veniți prin Craiova sau chestii. Normal. Hai, te-am pupat, pa. Pa. Bă, hai că a început bine, deci un sandwich quadruplu. Cred că o să facem un Mac puișor quadruplu, pentru că na, cheeseburgerul, există dublu cheeseburger, e mai clasic, e mai basic. Deci o să mergem pe un sandwich quadruplu. Mă duc să-mi fac și-o părul, îmi fac un duș și pornim spre Mac. Ne urcăm în Supremă și pornim spre Mac. Eu deci ne aflăm acum în Supremă, am dat ăsta parasolarul și de când pun parasolarul este super plăcut în mașină. Nu mai este atât de cald, efectiv, atât de cald. Ia, să-i dăm prima cheie.
Opa. Așa. Am băgat-o în drive și plecăm spre faimosul Mac Drive de la McDonald's să comandăm cei 4 cheeseburgeri. Nu, luăm Mac Puișor, facem un quadruplu Mac Puișor pe care o să-l mâncăm cu sorul meu, pentru că am înțeles că este și ei foame de McDonald's. Deci o avem aici pe Bianca. Bianca, vreau să-mi spui și mie ce păreai de faptul că astăzi, timp de 24 de ore, youtuberii decid ce mănânc pe parcursul zilei. Ce părere ai, draga mea? Sunt foarte curioasă. Și ce propunere ai? Ești foarte curioasă? Da, ce propunere de mâncare? Bine, fii atentă, îți acord așa o șansă, să zic. Eu mă duc față la Mac, trebuie să fac o mâncare acolo. Ai și tu dreptul să-mi spui ceva ce poți să iau de la Mac. Ai și drept. A? Apropo, băgați-i Bianca, e un follow pe Instagram, mai aveți linkul de la Insta, e jos în descriere. Așa, draga mea, zi, ce de asta vrei? Ce să-ți iei tu de la Mac? Da, zi-mi o mâncare de la Mac. Ia-ți un Happy Meal ca să primești cadou. Bine, un Happy Meal atunci, bine. Deci, aparent, luăm acum de la Mac, avem McDonald's aici, un Happy Meal și 4 Mac Puișor, pentru că trebuie să facem un quadruplu Mac Puișor, cum se face când așa ni s-a spus. Ne punem acum, stăm aici frumos la Mac Drive. Oh, Mac Drive, tată, Mac Drive. Sărna, un Happy Meal, vă rog. Da? Cu Mac Toast. Cola. Cola. Așa și 4 Mac Puișor. Da. Cu extra castraveți. Da, da. Da, da. Atâta. Gata? Da. Gata. Da, mulțumesc. McDonald's, tată. McDonald's. Bă, să știți că challenge-ul ăsta chiar e mișto. Îmi place mult. Tocmai ce am început și chiar foarte șmecher. Te tai că copilașii ai. Iar de ciudat să văd McDonald's-ul gol, să nu fie nimeni înăuntru. Doamne. Și doar gen de doar McDrive-ul deschis. Mai sunt cei care vin cu Food Panda și Glovo. Da. Tata, ajută-mă și pe mine să iau Mac-ul ăsta de aici. Uite-ți, tata. Thank you. Eu, deci avem aici jucăria pe care o dau Biancă-i. Mac Toast-ul și, deci ăsta e Happy Meal-ul. Și aici avem frumoșii 4 Mac Puișori din care o să facem quadruplu. Așa, deci hai să vedem cum facem asta. Pac. 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 Deci ideea e simplu, o să-i desfac și o să fac unul de 4. Nu cred că e atât de greu. Da, deci asta este creația Mac Puișor cu quadruplu. Și acum hai să-l împulecăm, dar o să-l fac jumătate-jumate. Da, o să-l fac jumătate-jumate cu sorma, pentru că așa e frumos să împarți frățește. Hai, ia, taie-l. Vezi, m-am gândit să-l împărțim jumătate-jumate. Taie tare, tare, că e puternic. E quadruplu Mac Puișor. A fost idealul Vlad Munteanu să facem asta. Ce părere ai, Sandra? Ia, arată-l. Ce să facem noi? Ia să gustăm prima gură. Îți place? Are foarte multă carne. Naturală. De pui. Nu? Bă, ideea e mișto. Ideea e că... Bă, treaba e mișto. E gustos, Sandra, îți place? Îți place și ei? Ia. Vă arată parcă mai bine al tău. Mă jur. Da, nu știu, parcă tot combinația aia clasică cu o singură felie de carne mai bună. Fraților, gata, am terminat de mâncat. A fost o combinație interesantă. Mă duc acum acasă, mă grăbesc. Deoarece am test online la facultate pe platforma facultății, pe site-ul facultății și pe care o să-l sunăm pe Shelly să vedem ce masă va fi următoarea, pentru că trebuie să vină și masa de după masă, de ora 4 gen. Băi, de sunt 28 de grade afară, Doamne, cât de cald e. Deci de-abia aștept am vrea să vină vara, pe cuvântul meu de onoare. Așa, hai să vedem, sunt pe FaceTime. Ce faci, vede?
Ce-ți fac, frate? Uite, vine pe acasă. Bă, vede, fine de ce te sunai. Trebuie să-mi zici ce trebuie să mănânc, pentru că fac un clip cu 24 de ore de YouTuberii de zici ce mănânc. Așa că dă-mi o mâncare, dar te rog să nu fie o chestie ultra de rahat sau o chestie super ciudată. Dă-mi ceva bun, te rog eu mult. Că până acum am primit mai tâmpenii, efectiv. Bine, o să dau ceva bun. Uite, du-te la KFC și mănâncă cel mai picant meniu pe care au ei acolo și... Fai de capul meu, bă, bă, cel mai picant, nu pot gen un pic picant sau cel mai picant? Cel mai picant, îmi place picant. Bă, îmi place picantul de KFC, dar gen, dacă mai adaug mai multă picanterie, o să fie, îți dai seama ce o să fie la WC-ul după. Aha, bine, hai, te-am pupat, mersi. Pa. Bă, frate, dar stați că eu sunt foarte prost. Deci e carantină și KFC-ul meu e deschis. Și am, tocmai ce am plecat de acasă, întoarcem acasă și comandăm prin Food Panda. Pentru că n-am, nu e deschis KFC-ul, doamne. Așa, deja gata, suntem acasă, haideți să facem rapid comanda de la KFC. Comandăm prin Food Panda, luăm o porție de 5 aripioare, sos ketchup, sos salsa. Pentru că salsa ăla e picant, cred că e prima oară când mă duc la KFC sau îmi comandă la KFC și nu îmi iau sos de usturoi. Băbuiți butonul de like, vă place vouă sos de usturoi de la KFC, este absolut genial, apropo. Deci dacă nu ai încercat, frate, ce faci? Așa scrie în descriere, două pliculețe de sare, pentru că așa mi-a spus Shelly, place your order, plătim cu cardul pentru că așa e frumos și acum gata, așteptăm să vină, place, gata. Așteptăm să vină comanda la KFC, îmi este rău când mă gândesc cât de picant va fi, da. Eu, deci gata, am ajuns și mâncare, avem aici KFC-ul, așa. Avem un capi. Avem sosul de ketchup care, na, din câte știu, este picant. Și avem aici sosul salsa care e moarte. Și aici avem hot wings, hot. Pac, pac. Vai, deci am pus o tonă de sare, vă jur, eu nu mă sărat. Ia uitați și voi câtă sare este, nu știu dacă se vede. Ia uitați și voi câtă sare, doamne. Deci în viață l-o primez, vă jur, la de picantia. Doamne. Ai de capul meu, fraților, vedeți, da, deci am terminat tot. Mă rog, ăsta de ketchup nu l-am terminat pentru că nu era cel mai picant. Ăsta salsa e moarte, deci moarte, moarte, moarte. Eu, fraților, și ăsta a fost și vlogul de astăzi, de fapt challenge-ul de astăzi. Eu am fost Marius Nicolae, nu că dacă v-a plăcut acest challenge și vreți să mai fac alt challenge în care voi să-mi dați mie ce să mănânc timp de 24 de ore, bubuiți butonul de like și haideți să strângem 10.000 de like-uri și de asemenea intrați la mine pe Instagram, pe immmariussn și lăsați-mi în mesaje numărul vostru de telefon, iar eu o să vă sun și o să vă provoc să-mi dați ceva să mănânc timp de 24 de ore. Deci intrați acum la mine pe Instagram, lăsați-mi în mesaje numărul vostru de telefon, iar zilele astea eu o să vă sun și o să vă spun, bă, Vere, sunt Marius, acum filmez, dă-mi te rog ceva să mănânc, pentru că astăzi filmez 24 de ore, fanii decid ce mănânc. Eu am fost Marius Nicolae, nu uita că te respect, nu uita că te pup, de asemenea vreau să-i mulțumesc lui Crucerul CSM, deoarece a devenit primul membru pe acest canal. Nu uita că și tu poți deveni membru, ai linkul jos în descriere sau poți apeși pe butonul de join. Asta dacă vrei să ai parte de content în exclusivitate. V-am pupat, pa!